astăzi vis-a-vis de această conferință de presă, prezența dumneavoastră. O, așa cum a spus domnul senator, o prezență maniculoasă. Avem alături de noi trei primari, unii dintre aceștia la prima apariție în scena publică, într-o conferință de presă. E vorba de domnul primar de la Cerarul, domnul Ion, de domnul Măceșanu Dumitru, primarul comunei Castranova, și domnul primar de la Apele Vii, domnul Augustin Stanciu. Mă voi referi la un subiect ce a fost discutat săptămâna trecută la ședința de Consiliu Județean, Am avut o ședință, vă face o scurtă trecere în revistă, am avut o ședință cu o ordine de zi foarte sufoasă, săptămâna trecută. Am abordat subiecte și am avut intervenții în Consiliul Județean pe diferite probleme. Am văzut, la un moment dat, și m-a amuzat apelul președintelui către colegii de la PSD, pentru că tot am văzut în spațiu public spunându-se că nu există opoziție la Dolci. Iată că s-a simțit, eu zic, opoziția în Consiliul Județean săptămâna trecută. Dar această opoziție trebuie, în opinia mea, un pic și ajutată de către dumneavoastră și încurajată și sprijinită. Pe lângă subiectul pe care vreau să vi-l aduc astăzi în atenția publică, aș spune că din proiectul de ordine de zi au existat subiecte precum înființarea unor puncte de lucru a companiei de la Povărtenia. Am atras atenția că, de fapt, înființarea acestor puncte de lucru nu fac nimic altceva decât să răsplătească factura celor care s-au implicat în campanie, a celor de la a militanților PSD, ascunde în fapt înființarea acestor puncte de lucru, ascunde în fapt înființarea unui post de director. Cunoașteți foarte bine, am avut o intervenție în plenul Consiliului Județean vis-a-vis de organizarea concursului la SCLDP, unde am și făcut afirmație în ceea ce privește aranjarea acelui examen, sau am și spus pentru cine se pregătește acel examen și se pare că am avut dreptate. Din nou, sunt în măsură să vă spun că aceste puncte de lucru, repet, sunt înființate doar cu scopul de a crea un nou post de director pentru militanții PSD. Subiectul pe care vreau să vi-l aduc astăzi în atenția publică este legat de drumul județean 604. Este cel care face legătura între comunele Leu, Castranova, Apele Vii, Celaru, Amăreștii de Sus, Amăreștii de Jos și merge până la Dăbuleni, până la Vișina, la granița cu județul Vol. Primarii care sunt de față și am să-i rog să intervină și deși pe acest subiect. PSD-ul a venit și a promis acum în campanie, încă de acum 4 ani de zile, că vor moderniza acest drum și există finanțare din partea Consiliului Județean pentru modernizarea acestui tronson de drum. Iată, săptămâna trecută în Consiliul Județean am aflat, fără nicio explicație, că, de fapt, acest drum nu mai beneficiază de finanțare, au aruncat vina în spatele firmei de cadastru, au invocat probleme de cadastru, ca, în fapt, să aflăm că, de fapt, conducerea Consiliului Județean se îndreaptă și își îndreaptă atenția într-o altă zonă. Solicit conducerii Consiliului Județean ca dezvoltarea județului să se facă unitar, să se facă uniform. Și nu doar anumite zone, știu eu, în funcție de carnetul de partid al primarului. Spun lucrul acesta și ar trebui să depășim aceste bariere politice, deoarece în zona respectivă avem, PSD-ul a pierdut redute precum Celarul, Amărăștii de Jos și probabil
știu eu, acum își îndreaptă atenția către alte zone. Aduceți-vă aminte în Consiliul Județean, cei dumneavoastră care ați fost prezenți, presa locală, cum am avut intervenția vis-a-vis de promisiuni electorale care s-au făcut la Murgaș și la Bulzești. Vă aduceți aminte cum un vicepreședinte al Consiliului Județean a mers acolo și a promis celor de acolo, în schimbul voturilor, investiția drumului Murgaș-Velești. Iată că se adeverește ceea ce am spus eu atunci. Săptămâna trecută au fost alocați bani pentru acest tronson de drum. Deci cred că putem vorbi, de ce nu, de avantaje electorale. Cam acesta este subiectul la care